dragi prieteni, vă propun astăzi să cunoaștem împreună o tânără și foarte talentată scriitoare. Ea s-a remarcat prin capacitatea de a transpune într-o manieră modernă elemente și simboluri din gândirea și filosofia orientală. Temeinicia documentării și abordarea profundă, inspirată, o propulsează, în părerea multor critici literari, o propulsează, spuneam, undeva în topul literaturii de gen. Bun venit, Miruna Drăghici, în emisiunea Văzul Inimii. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Și eu mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea de a fi astăzi împreună cu noi. Și eu cred că ar fi bine să începem direct cu o întrebare, pentru că sunt foarte curioasă. Cum reușești, fiind remarcabilă forța pe care o ai să concentrezi în poezie, dar și în proză, imaginea cu cuvântul și cuvântul cu imaginea? Cum reușești să le contopești și crește oare astfel puterea de transmitere a combustiei poetice? Cum reușești? E o întrebare pe care mi-am pus-o și eu când am început să scriu în mod serios. Cred că a fost influența lui William Blake, pe care l-am asimilat în adolescență. William Blake, marele poet considerat de britanici întemeitorul romantismului, mare poet și gravor și ilustrator. Cel care a îmbinat imaginea și cuvântul, cum puține au reușit în opera lor, și fiind fascinată încă din perioada formativă de lucrul acesta, cred că s-a imprimat în sufletul meu, în amprenta mea culturală și în mod natural am urmat aceeași cale. Dacă ne gândim și la epoca modernă în care suntem, stimulul vizual este cel mai puternic. O imagine face cât o mie de cuvinte, nu? Fie că ne place, fie că nu ne place lucrul acesta, e o realitate pe care o trăim și o vedem permanent în jurul nostru. Și mi s-a părut, mie mi-a venit natural, alăturarea cuvântului cu alăturarea imaginii. Și o reușești la un anume nivel, nivel foarte, foarte înalt. E bine ca telespectatorii noștri să știe câteva lucruri despre tine, pentru că ești poetă, prozatoare, ilustrator de carte, cronicar literar. Iată, în Neuma am descoperit că ești un cronicar literar bun. Ești licențiată în drept și profesezi ca jurist. Cum se împacă aceste două lucruri? Se împacă într-un stil yin și yang, aș putea spune. Profesia juridică, după ce o exerciți multă vreme, am constatat că asprește caracterul. Ai tendința de a judeca oamenii un pic, de a le aplica niște sentințe, puțin. Lucru care nu este bine până la urmă. Și atunci? Și literatura și arta au venit să îndulcească felul meu de a socializa, de a comunica cu oamenii. Era rândul meu să dăruiesc celor din jur și am simțit că această cale a artelor îmi este prielnică și o pot face cu naturalețe și pot îndoi acele asperități așezate de profesie. Și ele încet, încet se armonizează cu partea literară. Exact. Am observat că ai o foarte bogată cultură generală. Mulțumesc. O instrucție importantă pentru un tânăr, pentru un tânăr jurist, pentru un tânăr scriitor, desigur. Genurile favorite am văzut în lectură și în creație, am observat asta, sunt istoria religiilor, studiile istorice, mitologia la modul general, filozofie, psihologie și punctul forte este fantasy. Am înțeles bine? Da. Fantasy a fost tot așa acumulat în adolescență, în copilărie și în literatura. La noi cuvântul fantasy este puțin
puțin așa. Luat puțin, puțin în ușor. Exact. Da. Dar literatura și proza fantastică beneficiază, da, în spatele lor, cine știe să le acumuleze și să le aprofundeze tot și așa, să le decripteze. Da, de o cercetare mitologică, folclorică și istorică foarte, foarte solidă. Mă gândesc la doar la doi oameni, la Frank Herbert și la Isaac Asimov. Exact. Care sunt titanii literaturii universale, nu mai și Joseph Campbell, dacă vorbim de mitologie. Exact. Și pot fi acumulați, depășiți, integrați într-o sferă mai largă culturală. Am observat că îl iubești pe Mircea Eliade. Mircea Eliade este patronul meu spiritual, ghidul meu spiritual, maestrul meu spiritual. Așa. Nimeni și nimic nu-l depășește în sufletul meu. De asemenea, am văzut că îl citești, îl citezi, îți place Hermann Hesse. Oh. Hermann Hesse. Bine, nu vorbim aici numai de Jocul cu mărgele de sticle, da, care este arhi cunoscut. Vorbim Siddhartha, de este Siddhartha, romanul meu, exact, preferat, și când l-am citit prima dată, a fost pentru mine un fel de autopsie pe suflet. Iluminarea spirituală din Siddhartha ar fi o întrebare. Ți-a îndrumat pașii către, sigur, propriile creații? Sigur, sigur. Te-a inspirat, sigur. Te-a îndrumat. În definitiv, și personajul principal al trilogiei este tot un Buddha. Așa. Sunt fire ale destinului care se împletesc la un anumit moment. Legea sincronicității funcționează în, exact, univers. Exact, exact. Pentru că veni vorba despre această trilogie, te rog să ne povestești puțin despre ea. Cum s-a născut ideea? Cum s-au născut primele două volume? Sunt deja, iată, le putem vedea, dragi, da, prieteni, le aveți aici și am să le arăt și la cameră atât cât se poate. Ideea trilogiei s-a născut în Kathmandu, în călătoria pe care am făcut-o în Nepal și în India. Așa. În partea nordică a Himalaiei, în Kathmandu și în Tibet, cultul lui Maitreya Buddha este foarte dezvoltat și în Kathmandu am intrat într-unul din numeroasele altare unde este câte o statuie a lui Maitreya Buddha. Am aflat foarte pe scurt, foarte repede de la ghid că Maitreya este Buddha al viitorului și cam atât. Vă dați seama, nu, într-o excursie, da, nu, da, este, da, un, da, sigur, timp de acumulare culturală. Însă a fost o clipă vizuală, de magie. Dar vizuală. Și asta, da, îți rămâne pe, da, pe retină, este, apoi când faci cercetarea. Exact. A fost o clipă de magie, așa un declic, un interes profund pe care l-am simțit atunci în altarul lui Maitreya. Și în volumul 3 povestesc mai pe larg în postfață cum a evoluat acest interes. M-am întors în țară și am început să caut informații despre acest Buddha al viitorului. Da, ajunge unul? Avem unul. Da, sigur, sigur. Deci am mai avea nevoie de, exact, încă un Buddha. Care ar fi rostul lui? Prilejul să constat că în cultura budistă funcția de Buddha este o funcție cosmică recurentă. Ea se întoarce atunci când doctrina se degradează și câte un nou Buddha apare în lume atunci când este nevoie de el. Gautama Buddha însuși a prezis sosirea în lumea lui Maitreya Buddha, este o predicție pe care este conținută într-un document din secolul 10 și în acel document Buddha ne înfățișează lumea acelei din viitor îndepărtat peste 30.000 de ani. Amănuntele sunt în postfață. Lucrarea lui Mircea Eliade, care ne prezintă acest document indian, nu a fost tradusă în limba română. Sinceră să fiu, mă bate gândul să o traduc. Trebuie să văd cine are drepturile de autor, în fine, chestiuni din acestea pragmatice. Pragmatice, da. Așa, și iată la ce folosește și pregătirea juridică. O, cum să nu? E foarte importantă, da, și aceasta. Da. Și de la această idee, de la acest impuls pur spiritual pe care l-am avut în Kathmandu, a urmat o cercetare a surselor din arealul Asiei, din China, din Coreea, din Japonia, peste tot cultul lui Maitreya Buddha este deosebit de răspândit. El este considerat figura mesianică a Orientului îndepărtat, dar mesianismul de acolo nu are aceleași coordonate ca mesianismul iudeo-creștin.
Și Maitreya este, de fapt, un bodhisattva. Pentru cei care nu explică-le sunt... Explică-le telespectatorilor ce este, este un bodhisattva. Bodhisattva este stadiul premergătorii luminării. Este, literalmente, cuvântul înseamnă ființă destinată iluminării. Este un învățat care practică virtuțile și calea de a ajunge la iluminare, dar amână în mod voit momentul iluminării pentru a-i ajuta pe cei din jur, pentru a-i ghida pe cei din jur și pentru a răspândi această doctrină, pentru a explica oamenilor virtuțile, modul de viață care i-ar putea duce către iluminare. Iată ce vorbeam despre profunzimea cercetărilor, exact, în momentul în care te hotărăști să abordezi un asemenea, un asemenea subiect, firește. Ce vreau să mai știe telespectatorii noștri, că asupra cărților Mirunei Drăghici s-au aplecat și au publicat cronici scriitori importanți, precum Horia Gârbea, Nicoleta Milea, Radu Ilarion Munteanu și lista, sunt convinsă că rămâne, și eu mulțumesc, și lista sunt convinsă că rămâne deschisă și rămâne cu mare bucurie deschisă, întrucât spunea cineva odată că valoarea nu așteaptă numărul anilor. Da? În SID-ul, în El SID s-a spus asta. Valoarea nu așteaptă numărul anilor. Adică putem fi foarte, foarte buni și dacă suntem tineri, cu condiția să studiem, să fim talentați, să avem dorința de a face ceva pentru semenii noștri, că de fapt acesta este rostul unei scrieri. Să aducem în fața celorlalți ceea ce noi știm și vrem să împărtășim cu ei. Vreau să vorbim puțin despre Pe urmele șamanului albastru, un volum de poezie care pe mine m-a uimit prin seriozitatea și profunzimea ideilor. Și dacă vrei să ne spui puțin, eu îl știu și vreau să-l aud de la tine, mesajul acestui volum, un mesaj de o frumusețe extraordinară. Zona ecologică este cea care m-a... Zona ecologică. Mesajul este: îmbrățișați-vă spiritualitatea, aventurați-vă în propria spiritualitate și aventurați-vă într-o călătorie și înăuntru, dar și în afară, în natură. Urbanizarea și tehnologizarea în care trăim sunt absolut sufocante, pentru mine cel puțin. Și întoarcerea la natură, deși este devalorizată de lumea modernă, mie mi se pare o soluție care până la urmă ne va salva specia. Și e la îndemână. La modul cel mai propriu. Și este la îndemână fiecăruia să o facă, da? Și accesul la vechile culturi tribale, la spiritualitatea de sorginte șamanică, animistă, cu farmecul acela, așa zis, primitiv, cred dar că care conține multă o enormă înțelepciune, exact, o rețetă de viață în acord cu natura, în acord cu cosmosul, o rețetă de viață în care omul nu mai este alienat și smuls și îndepărtat. În acord cu noi înșine, exact, până la urmă. Exact. Nu? Adică este o comoară pe care am dat-o la o parte, mi se pare mie, și fără de care ne descurcăm foarte greu spre deloc. Și fără de care ne îndreptăm într-o zonă care nu o să ne placă incredibil, absolut incredibil deloc. De și urât. Chiar foarte, foarte repede. Nicoleta Milea spunea despre Miruna Drăghici așa: cu prilejul lansării volumului Spintecătorul Sorții, aici de față, Cartea Oamenilor, Miruna Drăghici și-a exprimat crezul și concepția sa despre literatură. Vreau să o spun eu, bineînțeles a spus-o Nicoleta Milea, dar o citez eu pentru că mi-a plăcut foarte mult. Într-o lume sufocată de industrializare și tehnologizare, mitul și basmul ca purtătoare de arhetipuri vorbesc încă foarte puternic conștiinței noastre. Extrăgând aceste arhetipuri din subconștientul colectiv, individualizându-le, le-am adus la suprafața conștientului prin intermediul artei literare și acelei vizuale.
această împletire perfectă se întâmplă atât de rar ca un scriitor să fie capabil să-și ilustreze propriile scrieri. Apelăm de cele mai multe ori, da. Aici fac o, mă întrerup puțin, doresc să mai citesc ceva, dar nu mă pot abține să nu spun că este atât de bine pentru cel care citește și cel care admiră o lucrare să poată vedea o armonie perfectă între scriere și desenul respectiv. Noi căutăm deseori un ilustrator, ne străduim. Nu întotdeauna lucrurile ies exact așa cum am dorit, pentru că gândul nostru nu poate fi proiectat în mintea celuilalt sau, în orice caz, foarte, foarte greu reușim să facem asta. Trilogia Spintecătorul Sorții este o încercare de a contribui la efortul, ce frumos, de revrăjire a lumii, genul fantastic fiind cel mai potrivit în acest sens. Și da, așa este, pentru că nu întâmplător Tolkien a realizat Stăpânul Inelelor, nu? Ce mâine, monument! Mâine, poimine, o vedem pe Miruna Drăghici. Hai să ne imaginăm, Da, să rămânem realiști. Să ne imaginăm că suntem peste, să zicem, 5 sau 10 ani și vom vedea un Stăpânul Inelelor realizat, nu Stăpânul Inelelor, un spintecător al sorții. Ce puternic titlu! Vom vedea un spintecător al sorții realizat de Miruna Drăghici și poate cumpărate drepturile de autor de Hollywood sau mai știu eu ce, de cine. Eu îți doresc din tot sufletul lucrul acesta. Vă mulțumesc din tot sufletul. Pentru că ar fi foarte, foarte bine. Germenii și tot ceea ce înseamnă fundamentul unei astfel de cărți, unui astfel de film, iată, trei sferturi din această trilogie, este două treimi din trilogie. În luna august am promisiunea că va apărea și volumul 3. Iată. Și sperăm că poate ne vom întâlni să discutăm și despre volumul 3, dar și despre întregul spintecător al sorții. Ce face acest spintecător al sorții? Este un titlu puțin dur. Am avut și opinii de a nu... Nu mi se pare dur, mi se pare doar puternic. Spintecătorul sorții este practic sabia eroului principal. Numai că o sabie nu este o simplă sabie în cultura japoneză. Și nu numai, în cultura orientală în general. Sabia este recipientul spiritului luptătorului, al celui care care o poartă. Celui care împarte dreptatea oarecum, nu? Exact. Numai că în cartea mea eroul principal este și cel care forjează sabia și aici a intervenit obsesia mea, aș putea spune, pentru alchimie. În cultura japoneză, sabia și făurarul, fierarul, sunt personaje de-a dreptul mitice, cu o valoare în comunitate inestimabilă. Simbolică. Cu un prestigiu social imens, iar cel care reușește să își toarnă întreaga esență spirituală în sabie, un astfel de personaj este Mugen Daisho, Maitreya Buddha, iar legătura dintre om și oțel este o legătură de origine alchimică. Forjarea unei sabii este întotdeauna un proces alchimic, este o mare operă care se desfășoară atât în plan fizic, al metalelor și focului, dar și în plan spiritual. Pentru că fierarul trece printr-un proces de transformare ontologică, sabia îl transformă, el călește sabia. El transformă sabia, exact. Sabia îl transformă pe el. Este un proces continuu de amalgamare cu elementele, cu focul, cu apa, cu pământul, cu metalele. Este un proces în care omul se integrează naturii și se integrează cosmosului și își găsește locul adevărat în planul cosmic. Foarte, foarte interesant. E clar, cultura japoneză fascinează, noi știm lucrul ăsta. Este locul unde istoria și tradiția se împletesc, unde poveștile despre samurai, despre onoare, sunt practic la ele acasă, mai mult decât în alte părți. Polivalența creației, dragă Miruna,
își are oare rădăcinile și din admirația pe care o ai față de această cultură extrem de rafinată? Cred că da. Întreaga mea deschidere culturală îi se datorează lui Eliade, omul care a studiat religiile întregii lumi, le-a expus și le-a explicat ca nimeni altul. Și la vremea formativă, în anii adolescenței, am avut bucuria de a-l descoperi. Mi-a deschis calea și mi-a deschis un apetit grozav pentru aventuri spirituale, efectiv. Și la maturitate, când am avut posibilitatea, am călătorit în locurile despre care el povestea, pe care le visam de când eram mică. Și totul a fost un proces natural, a fost o cale. Am fost foarte norocoasă că mi-am dat seama din tinerețe de căile care se pot deschide, de bogăția pe care o poți acumula, cercetând, având la bază cultura română, desigur, admirația pentru ea, desigur, dar ieșind și în afară, poate că am sau n-am dreptate, nu știu, dar mi se pare că în momentul actual cultura română este puțin autocentrată, este puțin izolaționistă. Și a vedea ce este în jurul nostru, cred că este util din punct de vedere creativ. Și a pune în relație. Exact, și de a dialoga cu alte culturi, de a duce frumusețea culturii române în afară și de a vedea, de a învăța și de la alții. Nu de ce nu? Nu întâmplător. Nu suntem atot știutori. Nu întâmplător. Mircea Eliade s-a ocupat de religie, de culturi, de istoria religiilor. Un român cu o vocație universală. O vocație universală, desigur. Să nu vă spun sigur. Cât de mândră am fost și cum efectiv mi s-a umflat inima în piept când în librăriile din Paris am văzut lucrările lui în limba franceză, sigur, când în librăriile din Los Angeles am văzut lucrările lui în limba engleză. Să știi că îți mărturisesc ceva. Deci mi s-au umezit ochii la propriu. La un pas de casa mea, foarte aproape de unde stau eu, este strada Mântuleasa. De nenumărate ori circul pe acolo și mă tot gândesc unde o fi fost curtea aceea prin care intrai într-o anumită zonă și ieșeai în altă parte. Așa că absolut înțeleg toate lucrurile astea. Dar vreau să te rog, pentru că avem un pic de timp la dispoziție, dacă vrei să ne citești un pic. Telespectatorii noștri să înțeleagă puțin din proza ta. Mugen își întoarse fața către Iggy. Deși doar cu câteva clipe mai înainte hrănise focul și umflase foalele, nici o picătură de sudoare nu îi îmbrobonea fruntea. Răsuflarea calmă, abia vizibilă în trupul subțire și pietros, nu mai păstra nici urmă de efort. Glasul limpede răsună la fel de indiferent ca întotdeauna. Care schimb, maestre? Oh, cred că în tainițele minții știi deja despre ce vorbesc. O lege neclintită stă la temelia întregii firii, Mugen. O lege pe care zeii, oamenii, făpturile fără cuvânt și chiar duhurile, cu toții o urmăm, chiar de n-o știm, n-o simțim sau n-o dorim. Pentru tot ceea ce luăm, ce primim, trebuie să dăruim ceva de același folos sau însemnătate. Ochii lui Mugen stăteau prinși în privirea lui Iggy. Bătrânul aproape că putea auzi sfârâitul vârtejului de gânduri rotindu-se în cugetul băiatului. Mugen căuta să înțeleagă mersul lucrurilor mari, care năvăleau peste cei mici și îi prăpădeau. Căuta un rost al năpastelor, un licăr de înțelegere în bezna fără de marginea sorții. Ei, băiete, nu gândi că lucrurile se petrec ca la voi la târg. Vii cu marfa, o pui pe tarabă, vine clientul, îți dă bănuții și pleacă mulțumit. Nu e deloc așa. Ursita, cea care ne gâtuie pe toți în lanțul ei, decide singură când își adună plata pentru cele dăruite, pentru șansele pe care ni le-a oferit, pentru reușitele pe care ni le-a adus. Și cu cât i-am cerut mai mult, cu cât sufletul a fost mai avid, mai înfometat, cu cât cele rupte din mâna zgârcită a sorții au fost mai însemnate, cu atât va fi mai mare și mai greu obolul datorat. Înțelegi, Mugen? Dorința e temnița sufletului. Fie de aurită, fie că e din chirpici murdar, tot temniță peste lumina cugetului este. Ce frumos! Foarte, foarte frumos! Și sunt absolut convinsă că în momentul în care va fi trilogia terminată, va fi un succes. Sunt convinsă că deja este succes de librărie, dar vreau neapărat să știe telespectatorii noștri că Miruna Drăghici este ilustrator de carte, am mai spus, dar vreau să detaliem puțin și anume
a ilustrat trilogia Spintecătorul Sorții, Pe urmele șamanului albastru, Istorii cu Vlad Țepeș. A cui este Istorii cu Vlad Țepeș? A domnului Horia Gârbea. A domnului Horia Gârbea. Și Hazlia, povestea necuțătorului din Veneția, pe care am citit-o și care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este scrisă și pentru copii, dar nu numai, dar nu numai pentru copii. De asemenea, eu cred că putem să o punem, uite, așa, un pic o îndoim la mijloc, așa, ia uite, eu zic că ne descurcăm, e bine așa? Așa, e foarte perfect. Bine, ca să le și vedem, ia să-l aducem și pe șaman un pic mai în față, că tare mi-a plăcut, așa, bun. Deci, publicistică, ce facem? Viața cărților? Da. Ce scriem acolo? Despre ce este e vorba? Este o rubrică care mi este foarte dragă. În revista Neuma? În revista Neuma. Este o rubrică în care povestesc diversele întrupări ale marilor cărți ale umanității, ale marilor produse culturale. Uh-huh. Și nu atât expun subiectul, este o revistă pentru elite, subiectul este cunoscut. Eu nu știu dacă te mai vezi. Da, mă vezi. Da? Te vezi? Da. Bine. Cât intru puțin în amănuntele, să spun, corporale ale cărții. Așa. Vorbesc despre materialele din care este făcută opera respectivă, modul în care a fost conservată, modul în care a fost descoperită, aha, aventurile prin care a trecut de-a lungul istoriei cartea respectivă. De aha, exemplu, am început cu primul roman din istorie, povestea lui Genji, a doamnei Murasaki Shikibu. Cartea în sine are un destin fabulos, doamna respectivă a fost o scriitoare fabuloasă, primul roman din istorie scris de o femeie. De o femeie? Da. Mare lucru, da, mare da. Lucru. Și sunt amănunte, poate, sper eu, inedite, care ne arată transformările prin care trece o operă și modul în care un produs cultural străbate istoria. Din istoria îndepărtată, foarte îndepărtată, până la noi. Cum până ajung? La noi și poate și de acum încolo. În viitor, nu-i așa? În următorul număr, nu dezvăluie acum despre ce document voi vorbi, dar este un document de o vechime incredibilă. Următorul articol are ca subiect un document incredibil de vechi. Abia aștept să-l citesc. Ai primit niște premii pentru că ești o scriitoare prolifică și talentată și ai primit niște premii, premiul întâi și premiul revistei Neuma la Festivalul Național de Literatură Marin Preda în 2020 pentru prozele... Proze scurte. Rădăcini de rai și Chip de aur. Am fost onorată, deosebit de onorată de premiul acesta. Asta este o recunoaștere. O recunoaștere a talentului, dar și a plecării serioase către subiectele respective. Și o responsabilizare. Nu? Și o responsabilizare, corect. Pentru mai departe. Cui se adresează toată această muncă a ta? Cui se adresează? Cui te adresezi ca scriitor? Îmi place să cred că este o plajă largă de proiecție social-culturală. De la cei mici, mai ales pentru ilustrația cărților pentru copii. Încerc în ilustrația pentru copii să promovez frumos o formă armonioasă, linii armonioase. Avem parte de destule... Urățenii, ca să le spunem pe nume. Nostru și cred că cei mici este bine să fie obișnuiți cu o estetică armonioasă. Creația literară, de asemenea, cred că se poate adresa de la tineri până la vârste înaintate și de la, să zicem, tineri care își încep formarea culturală până la oameni cu o deosebită instrucție, cum sunteți dumneavoastră. Mulțumesc! Și probabil fiecare încerc ca la fiecare vârstă să fie ceva care să atragă cititorul. Cei, să zicem, de 15-17 ani care citesc Spintecătorul Sorții vor fi atrași de aventurile eroului. Dacă vor avea răbdarea peste 10 sau 15 ani să o recitească, vor înțelege alte lucruri. Sau cei care acum citesc și sunt la o altă vârstă, se adresează altei zone, nu?
zonei filozofice, da, a spiritualității la modul general, nu? Este, am încercat să fac lucrări etajate. Pe mai multe planuri, pe mai multe paliere, accesibile diverselor vârste. Cum ai învățat să scrii? Cum am învățat să scriu? Citind, probabil și o aplicare... Cum e nevoie să citești foarte Nimic nu se poate face pe lumea asta fără a citi. Da. Se scrie în toate felurile, noi știm asta. Există voci care recomandă celor care doresc să devină scriitori profesioniști, dar, mă rog, au altă profesie, să spunem, nu sunt filologi de meserie, să urmeze niște cursuri de scriere creativă. Ele sunt foarte la modă în Statele Unite, da, spre exemplu. Crezi că ajută pe un scriitor un astfel de curs, un viitor scriitor, un tânăr care se îndreaptă către această profesie, să spunem, crezi că îl ajută un astfel de curs de scriere creativă? Am întrebat pe mai multă lume. Depinde de temperamentul și formația culturală a respectivului. Dacă respectivul are o cultură generală bogată, dar este zăpăcit și haotic puțin în gânduri, un astfel de curs îi poate ordona procesul creativ, procesul ideile, de gândire, ideile și felul în care să le pună în practică. Aha. Dacă este o persoană care crede că va revoluționa total arta literară, un astfel de curs nu-i folosește la nimic. Depinde cât din, să zicem, clasicismul formei literare vrei să adopți în viitoarea ta creație și cât vrei să inovezi până la... Depinde, nu știu... Nu mulți dintre noi poți fi Ezra Pound. Da, asta e adevărat. Mă îndoiesc că nu cred că Ezra Pound a urmat vreodată cursuri de creație literară. Oh, Doamne, Dumnezeule, și deci câți alții. Depinde. Și cred că nici Mircea Eliade și nici Joseph Campbell și mulți alții. Dar pot ajuta la ordonare. La ordonarea ideilor, a procesului de creației. Da. Nu vreau să trecem peste un comentariu pe care l-a făcut Horia Gârbea și care mi-a plăcut foarte mult și care a fost baza de la care am pornit cu cronica pe care am scris-o în Neuma, Perimetrul Certitudinilor. Spune Horia Gârbea: Miruna Drăghici, autoare de proză fantasy și artist plastic de mare talent, debutează acum în poezie, deci a fost un debut cu nota 11, cu un volum bogat în sensuri și extrem de original, prin mitologia inedită pe care o inventează. Ea dă relief unei lumi stranii, care este reflexul eului său, plin de neliniști și fantasme, de năluci matematice, care îi acoperă chipul cu aburul alburiu al ficțiunii. Poeta are deprinderea scrisului și o fantezie creatoare fără limite. Nu e deloc simplu să esențializezi, să aduci tot ceea ce este important din scrierea dintr-un volum de poezii în câteva rânduri. Mi se pare o calitate extraordinară. Am fost onorată de cuvintele domnului Gârbea, absolut. Absolut, absolut. Este foarte important să poți să restrângi în câteva rânduri, practic, valoarea unui om și să o și redai, să înțeleagă cititorul de ce merită să citească o carte, da? O carte de poezie. Eu sunt absolut convinsă că există poezie în fiecare carte. Sunt sigură de lucrul acesta și, ca să fiu foarte sinceră, abia aștept să se termine trilogia și să o citim, pentru că zic eu că și atât tinerilor cât și celor mai puțin tineri le va folosi. Le va folosi în primul rând. Aș dori să citesc în finalul o să ți-l ofer, dar înainte de a termina, pentru că iată s-a terminat emisiunea noastră, aș dori să citesc un scurt comentariu al cronicarului. Cunoscătoarea simbolurilor ce constituie ADN-ul spiritual al vechilor civilizații evreiești,
sumeriene, egiptene sau incașe, Miruna Drăghici creează punți imaginare spre o Shambhala în care ulițele se despleteau neîngrădite. Frunți înțelepte purtau în coroană muguri de lumi, ce frumos, muguri de lumi, iar arborele vieții întâlnit în cultura iudaică, esența corpului spiritual energetic, își desfășoară sefiroturile, adică sferele. Coroana, înțelepciunea, inteligența, grația, forța, victoria, gloria, frumusețea, fundamentul, regatul, peste templul sacru. Inteligența care disociază și integrează este totodată un element esențial dintre om și operă, având punctul de convergență într-o viziune unitară și echilibrată conceptual. Aș fi foarte încântată să mai avem o altă emisiune după ce va apărea volumul 3, după ce trilogia va fi rotunjită. Miruna Drăghici, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, pentru lucrurile importante și valoroase, pentru tot ceea ce tu ești. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, pentru ocazia pe care o oferiți multor scriitori de a se exprima și de a dialoga cu publicul, de a-și face gândurile auzite, de a-și face impresiile auzite. Activitatea de mentorat cultural este neprețuită. Mulțumesc. Iar oamenii ca dumneavoastră care au curajul și generozitatea de a face așa ceva sunt adevărate juvaiere în cultura noastră. Mulțumesc foarte mult! Dragi prieteni, emisiunea noastră s-a terminat. Miruna Drăghici ne-a dat o probă de seriozitate, creativitate, sensibilitate, talent. Și sperăm să avem și alți tineri asemenea. Și în același timp și pe dumneavoastră să vă bucurăm cu tot ceea ce înseamnă literatura tânără. Pe curând, dragii mei!